Bună seara și bun găsit la întâlnirea cu profesorul Haima. Așa, bine ne vedem, Cristina. Astăzi facem împreună lecția, da? Da. Tu mi-ai propus să facem fracții, da? Suntem clasa 5-a. Da. Si, da. Fracții clasa 5-a, spunem așa. Ei bine, trebuie să spun că la clasa 4-a am avansat mult mai mult cu fracțiile, da? Ai văzut și tu, așa, din fugă. Și până vine Daria, noi ne pregătim ca să poți să fii și tu în temă, da? Ei bine, ce tipuri de fracții ai întâlnit? Tipuri de fracții. Trei tipuri. Echivalente, echiunitare, supraunitare și subunitare. Deci, echiunitare, supraunitare, echiunitare și subunitare. Așa. Deci, supraunitare, adică numărătorul mai mare decât numitorul. Asta înseamnă numărător mai mare decât numitor. Asta înseamnă numărătorul mai mare decât numitor. Echiunitare. Te rog să-mi dai un exemplu de fracție supraunitare. 11 supra 9. 11 pe 9. Alta. 7 pe 3. Da? Alta. 4 pe 5. Nu. 4 pe 3. 4 pe 3, sigur că da. Și așa mai departe. Asta de sus mai mare decât asta de jos. Echiunitare. Ce înseamnă echiunitare? Cu numărătorul și numitorul egal. Numărător egal numărit, da? Numărător egal numitor. Numitor. Exemplu. 5 supra 5. 5 pe 5. Alta. 3 supra 3. 3 pe 3. 9 pe 9. 9 pe 9. Dar știi cu cât sunt egale astea? A scris pe 4 pe 9. 9 pe 9. Știi cu cât sunt egale astea? Sunt egale între ele? Da. Da, egal cu 1. Ok, 5 ori... 5 împărțit la 5. Da. Face 1. Da. 3 împărțit la 3. 1. Deci egal cu 1. Asta este. Deci valoarea unei fracții echiunitare este 1. Da? Dacă tu vezi pe 1, cum îl poți să scrii pe 1? 0 plus 1. Nu, pe 1 cum îl scrii ca o fracție? 5 supra 5? 5 pe 5, altă vară. 100 supra 100. Sigur că da, 5 pe 5, 100 pe 100, apoi 2 pe 2 și mai departe. Deci pe 1 îl poți scrie cum vrei tu. Da. Numai ideea numărătorului egal cu numitor. Da. Așa. Și subunitare, adică? Numărătorul mai mic, a fost mai mare. Da, mai mic. Numărătorul mai mic decât numitor. Adică? Exemple? 11 supra 12. 11 pe 12. Sigur că da. 11 pe 12. Alta. 3 supra 4. 3 pe 4. Alta. 10 supra 11. 10 pe 11. Și mai departe. Foarte multe putem da. Da? Deci, important, la supraunitare, mai mult decât 1, că 1 face când se echiunitate, egalitate, da? Supra mai mare, el de sus decât de jos. Și sub 1 mai mic. Deci, numărătorul mai mic decât numitorul. Supra înseamnă mai mult de 1. 11 împărțit la 9 merge odată și mai rămâne ceva. Deci ce înseamnă supraunitare? Aici 3 împărțit la 3 face 1. Da. La echiunitare face 1, iar la supraunitare face mai mult decât 1, iar la subunitare mai puțin decât 1. Da? Da. Deci asta trebuie să înțelegi. Să fim foarte clar în minte. Bun. Acum să vorbim de fracții echivalente. Fracții echivalente. Echivalente. Fracție echivalente. Am să iau fracția 1 pe 2. 1 pe 2 e de par împărțit pe 1 la 2. Da. Adică un număr îl dăm în două, da? Sau altfel spus, dacă aș vrea cu segmente, e de parcă aș lua un segment și l-am dat în două. Da? Asta înseamnă 1 pe 2. 1 era tot segmentul și o jumătate că l-am dat în două. 1 pe 2.
Da. Ce părere ai de 2 pe 4? 2 pe... Sunt egale. Pentru că 2 ori 2 egal cu 4 și nu 4 egal cu 4. Sunt deci, sugeate. practic, am obținut din asta, din 1 pe 2, am înmulțit cu 2, am amplificat cu 2 și pe numărător și pe numeritor. Și vine 2 ori 1, 2 și 2 ori 2, 4. Deci este egalitate. Deci în loc de 1 pe 2 poți să vezi 2 pe 4, că este același lucru. E de parcă am avea întregul din dublu decât ăsta, dublu, și o dăm în 4. Deci ce înseamnă 2? 2 e astfel de 3, deci 1 și încă 1. Și acum, tot ăsta, care înseamnă 2, ăștia, 2, dăm în 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Adică tot 1 pe 2. Este exact cât ăsta de aici. Deci 2 pe 4 este egal cu 1 pe 2. Este același segment. 2 pe 4 egal cu 1 pe 2. Mai poți să dai în continuare un alt exemplu de fracție? Să fie egal și cu 1 pe 2? Da, ca să fie 1 pe 2. Am mulțit cu 2 aici. Cu cât se mulțește? Cu 4. Cu 4? Nu. Poți să zici cu 4. 4 ori 1, 4, 4 ori 2, 8. Deci egal cu 4 pe 8. Da? 1 pe 2, tot același lucru, mai și spune 4 pe 8. Altă fracție. 6 pe 8. 6 pe 8? Nu. Păi da, ai mulțit cu 6, da? Ai mulțit-o pe asta cu 6. 6 pe 12. Păi vezi? 6 pe 12. Alta. Dacă mulțim cu 8 pe 16. 8 pe 16. Alta. 10 pe 20. 10 pe 20. 10 pe 20. Sau, poți să mulțești pe asta acum cu un număr. Este fiecare din ele este reprezentant al aceleași fracții. Pe asta o puteți mulți cu 5 și face cât? 50 pe 100. Da? 50 supra 100. E de parcă ai fi mulțit-o pe asta de la început cu 50. Și 50 ori 1, 50, 50 ori 2, 2 fac 100. Deci ai înțeles ce înseamnă fracții echivalente? Da. Se obțin dintr-o fracție, mulțim și numărătorul și numitorul cu același lucru. Deci, ia uite, spune așa. Două fracții sunt echivalente. Dacă una din ele se obține una din ele se obține din cealaltă înmulțind și numărătorul și numitorul cu același lucru. Sau în paranteze, înmulțind, sau în paranteze spui împărțind, că același lucru împărțind, și numărătorul și numitorul cu același număr. Cu același număr? Da, cu același număr. Hai să vedem. Plec cu altă fracție. 3 pe 4. Egală cu cine? Cu alta. 3 pe 4. Egală cu? Înmulțim cu 2, o punem bărere. Da, deci înmulțești cu 2 și va fi egal cu? 2 pe 6. Cum 2? Dacă înmulțești cu 2, 2 ori 3? 12 pe 6. Mă, nu. Înmulțești? Da. 6? 6 pe 2. 6 pe? 12. Mă, nu. Pe 4. Păi înmulțești cu 2 și sus și jos, măi. A, și jos. Păi v-am un 2. Am și numărat. 3, 6 pe 6. 6 pe? 2 ori 4? Aaa, 6 pe 8. Păi nu e ce asta, ce spunea. 6 pe 8, ce spune acolo? Chiar două fracții sunt echivalente, dacă una din ele se obține din cealaltă, înmulțim și numărătorul și numitorul cu același număr. Credeam că asta e o problemă, nu e o definiție. Păi e o definiție, asta ți-a spus. Deci ce înseamnă două fracții echivalente? Două fracții, să zic că sunt echivalente, dacă una din ele se obține din cealaltă, țin sau împărțind, după caz, numărătorul și numitorul cu același număr. Egal mai departe cum. Mai dăm încă un exemplu. Se continuă mai departe. Egal cu? Cu 8. 8 ori 2, 16. Pe 8 ori
ori 8 ori 4, 24. Deci cât ai zis? 16 pe 24. Adică obținută din cine? Deci am 8 ori 2, 16. Ori 2? Din ce ori 2? 3 ori 8. Păi 3 ori 8? Vrei să mulțești cu 3, da? 3 ori 8 face 24, supra? Nu, cu 8, cu 8. Cu 8, păi 3 ori 8, da? Da. 8 ori 3, supra? 24. Tot 24. Păi zic că mulțești 8. Păi 6 și 4, 32. Păi 32, e altceva. Alta, e cam mai departe cu? Cu 6 am făcut? Nu știu. Am mulțit făcut cu 6? Nu. N-am făcut. 3 ori 6, 18. 18 supra? 6, 24. Supra 24. Egal mai departe cu? 10 ori 3, 3 ori 10, 30. 30. Supra? Supra 40. Supra 40. Acum, hai să plec de la 30 pe 40. 30 pe 40. O iau. Și caută să simplifice acum și numitorul și numărătorul pentru un număr. Să simplifice, adică să împarți. Da. Data trecută am amplificat, acum împărțim și când împărțim, punem aici. Aha. Da? Și numărătorul și numitorul. Prin cine s-ar împărți și numărătorul și numitorul? Prin 5. Prin 5, da? Și vine cât e cam mai departe cu... 30 împărțit la 5, care vine 6. 6, supra? 40 împărțit la 5, nu merge. Cum nu merge? Aba da, 8. 8? Deci căutăm divizorul. Da. Ambele numere. Mai poate fi asta încă împărțită prin ceva? Da. Prin 2. Și egal mai departe 6, cu? 6 împărțit la 2, 3, 3? Supra 8, 4, 3 supra 4. Vezi? 30 pe 40 egal cu 3 pe 4. Deci merge și înapoi. Da? Și înainte când amplificăm și înapoi. Ei, când ajungi la fracția asta care nu mai poate fi simplificată, că nu mai avem prin cine, da. Nu mai există un divizor comun. Se cheamă ireductibilă. Ireductibilă. Deci asta este fracție, fracție ireductibilă. Bilă. Ireductibilă, adică nesimplificabilă. Da? În paranteză scrie nesimplificabilă. 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 Nu se mai poate simplifica. Nu mai există un divizor comun. Deci nu mai există un divizor comun. Adică 3 și 4 se cheamă, sunt prime între ele. Prime. Prime, adică nu mai au niciun divizor. Da. Nu mai este niciun număr care să le împartă pe amândouă. Pe amândouă nu. Da? Deci nu există. Aici a fost 2. Da? Aici a fost 5. Deci, în sensul ăsta, păi, 3,4 sunt prime între ele. Între ele. Da? Sunt prime între ele. 3 și 4 sunt prime între ele. Nu mai au niciun divizor comun. Da? Da? Virgulă. Nu mai au niciun divizor comun. Nici un divizor comun. Deci nu mai au niciun divizor comun. Hai să mai plecăm din nou. Te rog să mergi de la 5 pe 4. Asta este simplificabilă? Simplificabilă este 5 pe 4? Nu. Că nu au niciun divizor. Deci fracția e ireductibilă. Ireductibilă sau primă. Sau numele sunt prime între ele. Numele sunt prime între ele. Deci este ireductibilă sau numele sunt prime. Hai să obțin una echivalentă. Prin amplificarea cu număr și a numărătorului și a numitorului. Unu, păi, atenție, vreau de la ea să pleci să obții una echivalentă. De simplificat nu poți simplifica, că n-au niciun divizor. Atunci amplifici. Ah. Da? Cu 2.
Adică egal mai departe? Cu 10. 10 pe? 8. 8. Și egal mai departe cu alta? Cu 4. Cu 20. 20. Pe 16. 16. Și egală cu? Egală cu 30 pe... Așa am făcut. Da. 30 pe 24. Exact. Și egală cu 40 pe 32. 40 pe 32. Și poți continua, da? Dar dacă plecăm de la 40 pe 32. 40 pe 32. Asta este simplificabilă? Este un, găsești un divizor comun? Mai poți să o simt? Cu cât? Prin cât? 10. Prin 2. Că astea sunt și 40 și 32 sunt 4 la 2 pentru că știi. Deci, cum mă sunt 4 la 2 cu ultima cifră este 0 sau? 0, 2, 4, 6, 8. Da? Atât. Ei, deci merge prin 2 să o simplificăm. Da. Și egal mai departe cu? Da? Cât e egal? 20 pe 32 împărțit la 2. Merge o... Da, 12 de 6 ori. 16. Asta mai poate fi simplificabilă? Mai este simplificabilă? Da, tot prin 2. Tot prin 2, sigur că da. Și egală cu? Cu 10 pe 8. 10 pe 8. Tot asta prin 2. Iar prin 2. Vine 5 pe 4. 5 pe 4. Asta mai poate? Nu, e ireductibilă. Am ajuns chiar asta. Deci 40 pe 32 merge și înapoi. Da. 5 pe 4. Da? Ai înțeles ce înseamnă fracție echivalente? Da. Deci, ia ce spune acolo în cuvinte. Două fracții sunt echivalente. Două fracții sunt echivalente dacă una din ele se obține din cealaltă înmulțind sau împărțind și numărătorul și numitorul cu același număr. M-am spus clar? Da, da. Foarte clar a spus, da? Da. Deci ai înțeles ce înseamnă echivalent? Da, am înțeles. Pleci la ea și mulțești sau împarți? Da. Bun. Hai să mai vedem încă o dată. Eu plec de la o fracție și tu spui echivalentele acelei fracții. Ia să zicem așa. 11 pe, să spunem, 5. Ce fel de fracții ți-am dat aici, 11 pe 5? E supraunitară, e bine. Nu știu cum se spune, nu se mai simplifică. Da, simplificăm. Cum să zici așa? Ireductibilă, scrie cuvinte. Ireductibilă. În paranteză, nu se mai simplifică. Poți obține plecând de la ea alte fracții echivalente? Da. Simplificând sau amplificând? Amplificând. Amplificând. Că simplificând nu mai ai nici un divizor comun. Deci amplificăm prin cât? Prin 2. Adică egal mai departe cu? 22 pe 10. 22 pe 10. Egal mai departe cu alta? 44 pe 20. 44 pe 20. 44 pe 20. Egală cu? 66 pe 30. 66 pe 30. Egală cu? Egal cu 88 pe 40. 88 pe 40. Egală și cu? 100, dacă mulțești, cu cât asta pe 11? 1000. Cu cât ai vrut să-l mulțești pe 11? Cu 10. Cu 10 pe 1000, 110. Da? Nu vine așa? 110 pe? 110 pe 100, pe 50. Pe 50, dacă nu se găsește. 110 pe 50. Alta egală cu? 121. Adică pe 11 cu cât de exemplu? 11 ori 12. 11 ori 12. Cât faci 11 ori 12? Cât? 132? Da. 132. Hai, Daria. 132 supra? Da. Sera? Supra 12 ori 5. 5 ori 10. 5. 60.
132 pe cât? Pe 60. Hai să plecăm de la 132 pe 60. 132 pe 60. Să vedem dacă fracția asta mai este simplificată. Prin 2 de dată. Da? Dar este din și suntem la capitolul fracție care îți place foarte tare. Păi, eu am mers prin 2 deocamdată. Și te rog, cât faci dacă ești prin 2? Păi împărțim metru de 6 ori. 6 ori. Rămâne 1, 66. 66 pe? Pe 30. Pe 30. Mai poate fi simplificabil? Da? Iar prin 2. Din 2, pentru că la sfârșit 6 și 0, că e 0. Păi, iar prin 2 și cât face? 33. Da. Pe 30 ori 2, 60. Păi, simplificăm. 30 împărțit la 2, nu vine acum. 15. 15. Păi 3, 2 în 3 o dată, 10. Păi 15. Să camera. Da? Bun, avem timp. Abia am pornit-o. La 40 de minute, cu durează. Asta mai poate să fie simplificată? 33 pe 15? Da, prin 3. Prin 3? 3 și cu 3, 6, 1 și cu 5, 6. Deci e un număr. Deci se împarte la 3, că suma cifrelor sale de un număr care se împarte exact la 3. Deci prin 3. Corect. Și face cât? 11 supra 5. 11 supra 5. Asta mai este simplificabilă? 11 pe 5? Nu. Din ce? 11 și 5 nu se mai poate. N-au niciun divizor. Da. Deci n-au niciun număr care să însemne să se împartă prin numărul și numărătorul și numitor. Nu mai există nimeni. Și cum se cheamă astfel de fracție care nu mai este simplificabilă? Ireductibilă. Fracții, da? Deci este ireductibilă, nesimplificabilă. Nu mai putem reduce. Ia să plecăm de la alta. Ce părere ai de 72 supra 50? Dacă este ireductibilă. Da, întrebarea este ireductibilă? Prin 2 se vede. Prin 2, pentru că ultima cifră este 0 sau 4. Da, deci prin 2 obligatorul. Prin 4? Ia să vedem. Dacă vrei prin 4, 72 nu se poate 50 la 4. Da. Deci trebuie să fie... Tu repede observi dacă merge sau nu, din cauza că amândoi trebuie să fie. Și dacă ai descoperit, că rămâi să-i nuță, nu? Acum este aici. Da? Ca să mai. Bun. Bine. Dar trebuie să luăm chirii. Prin cât? Prin 2. 36 pe 25. Da? Mai, să vedem dacă mai putem simplifica. Pe prin 2. Prin 2 cât? Din ce? Pentru ca 2 se termină cu un număr impar. Pentru ca 2 se termină în 5. Prin 5, normal, că nu, pentru că prima da, da. Și a doua nu. În partea celălalt. Da. Cu 4, da. Nu. Deci? Cu 9, cu siguranță. Asta, 25, merge numai prin 5. Da, asta numai prin 5, da? Și cealaltă nici vorba. Și atunci este ireductibilă. Ireductibilă. O altă fracție. Deci, aduceți la fracție ireductibilă pe următoarea. 272 pe 400. Deci o aduceți la fracție ireductibilă. 4. Prin 4? Da. Ce te face tot? Îi tragi cu 4? Că nu prea înțeleg eu. Pentru că m-am gândit 6, 4, 24, 32 se împarte. 400 normal că se împarte. 400 se împarte la 4? 400 și 100. Da. Prima nu se împarte. Eu nu știu cât ăsta se împarte la 4, că nu știu eu asta. Păi m-ați... nu mai știu regula cu 4. Am zis odată o regulă. Da, eu știu cum să... Adică țin minte în mintea mea, adică știu cum să formulez în mintea mea, dar nu știu cum să formulez asta pe... Să se audă, da. Nu? Să audă. Da. Cum?
Hai să vedem. Așa, un număr se divide la 4 când ultimele două cifre. A, da, se împarte. De 4 la 4. La 4. De 72 se împarte la 4. Și anume, 4 în 7 merge o dată. Rămâne 32, adică 8. Când merge 8. Deci, un număr, notăm regula. Un număr se divide la 4. Când ultimele două cifre, ultimele două cifre se împart exact la 4. Ultimele două cifre, adică cifra 10-lor și a unităților, da? Ultimele două cifre se împart exact la 4. Și aici, Daria are ea ideea asta, că nu vrea prin 2, că putea să o faci prin 2 și încă o dată prin 2 și ea zice, da, de ce să fac de 2 prin 2 de două ori? De ce să o fac o dată prin 4? Da? Deci ea nu vrea să pierde timp. Asta este motivul. Atunci ea spune, prin 4 de dată. Perfect. Te rog, Daria, să vorbești. Păi este egal cu, intră de 6 ori, 68 pe 100. Păi, de uite, faci prea repede, nu am înțeles nimic. Păi, 4 în 2 nu intră. 4 în 27 de 6 ori, 6 ori 4, 24. Rămâne 3 și 32, adică 8. Corect. 68 pe 100, că 4 se împărțe la 4, cât se poate să dea? Așa, da. Perfect, am înțeles și eu. Și, acum... Prin 4 deodată? Ba da, se poate. 68 să meargă prin 4, da? Da, se poate. 28, din 7 ori, da? Deci deodată prin 4. Ia 2 ori ghicie, văzuseră 2. Da, vedeți ce șmecherii are, nu ne spune, și el zice, prin 4 deodată. Prin 2 putea zic, că se vede. Da. E ultima cifră, 0 și 8, 1, prin 2. Da. E clar că au pe 2, dar ei au vrea deodată 4. Și s-a interesat și 4 în 6 odată, 4 în 28 e 7 în 4. 17 pe 25. Și ăsta prin 2 nu. Prin 2 nu merge? Nici prin 3. De ce prin 3 nu? Păi 17 nu se... Nu, nu, nu. Așa, 17 nu se poate la 3. Și de ce te-ai interesat de 3? Că 25 nu se poate la 3. Te interesezi? Deci nu bați câmpii așa, nu pierzi timpul. Am vrut să zic 4 și... Deci, 4 și 5. Nu. Deci tu, Daria, de 4, de ce te mai interesează data asta? Că n-ai niciun motiv. E reductibilă. Asta este. Că 17 este chiar număr prim. Copiii, fetele, 17 e număr prim, n-are niciun divizor. Și dacă unul e prim, nu mai discuți. 17 era din mai pe 1 și pe el însuși. Așadar, spunem că este ireductibilă. Adică, între 17 și 25 nu mai este niciun divizor. Vă dau altul. 8, 9, 1, 8, 9, 0, hai să zic așa, supra 3, 7, 0. Prin 5. Prin 5, da? Da, pentru că are 0. Nu, așa. Nu, prin 5. Prin 10. Chiar prin 10? Care 0 la sfârșit, amândouă. Prin 10? De ce să pierdem prin 5 timpul și prin mâncă prin 2? Deodată facem 10. Deci plecăm prin 10 și ne rămâne ce? 89. 37. Pe 37. Da. Prin 3. De ce nu merge prin 3? 9 plus 8, 7, 17 și 17 nu se poate la 3. Și 7 plus 3, 10 și nu se poate la 3. Prin 4... Atenție, Daria. Dacă ai făcut pe 8 și 9, da, și nu merge, nu mai trebuie să testezi specialul. Prin 4 nu, pentru că 37 nu se poate. Deci nu merge la 2. Da. Deci la 2 măcar. Da. Daria. Da, deci numere pare nu se pot. 5 nu merge. Nu. 7 nu merge. 10 nu, că trebuie să termine prin 0. De ce prin 10 numere? Dacă prin 2 deja nu merge. Păi da. Prin 9 10, nu. Când nu merge prin 10, dacă avea 0 la sfârșit. Ireductibil. Da, deci eu încă nu cred. De ce nu cred? Deci nu credem? Aveți încredere? Nu am încredere.
că nu veniți sub, nu justificați foarte tare. Adică s-ar putea să fie de acum numere prime. Să încep prin 7, prin 11, prin 13, prin 17. Dar 37 este ce fel de număr în mod sigur 37? Prim. Prim. El nu are niciun divizor. Și dacă nu are niciun divizor, ce mă mai strădui eu? Gata! Un număr prim prezent anulează tot. Deci zice 37, număr prim. În paranteză, fără divizori. N-are decât pe 1 și pe el însuși. Da? Fără divizori. Și atunci, gata, fracția este ireductibilă. Nu mai dați ăla? Tu, sigur. Da? Să vedem. 272, nu, 273, supra 8, 9, 1. Prin 4, 1. Dar ce zici că auzi tu cu 4 deodată? Prin 2 așa. De nu vreau prin 2. Că se termină prima oară în pare. Păi atunci nu mai căuta nici la 4. Că dacă nu mergi la 2, nu mergi nici la 4. Să ții minte. Prin 3. Prin 3? Ia să vedem. 7 plus 3 plus 2, 12 și 8 plus 9 plus 1, 18. Da, merge. Ah, merge prin 3. Foarte tare. Și zicem, 3 în 20. 91. Așa, 91, de ce? 3 în 27 de ori. Te întreb o dată, 91 supra? Supra 2, 9, 2. De ce 2? 3 în 8 de 2 ori, da, e dreptate. Apoi rămâne 29, adică prin 9. 29. 27. Da, 27 și loc. Rămâne un 2. 91 pe 297. 297, de 7 ori, da? Deci, vă dați, 3 în 8 merge de 2 ori, 2 ori 3, 6, rămâne un rest 2. 29, 9 ori 3, 27, 2 și cu 21 merge de 7 ori 9, 7 ori 3, 21. Corect. Mai departe. Păi, prin numere pare că nu merge, prin 5 nu merge, 7 prin 7 nu merge. Deci prin pare nu merge. Stați! Sau? Prin 7. De ce prin 7? Păi stați. 9 plus 1. Dar nu la 7, n-am criteriul ăsta. Sumei. Deci nu am criteriul sumei. Da, 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 da. Ce să fac aici? Daria? Cristina? Cel de sus se împarte. Adică se împarte cel de sus. Sigur la 7? La 7 se împarte. Ce să vedem cum vine? 7, 9. 7, 9 date și 21% la 7, 3. Asta te îndreptățești să încerci dacă nu cumva 7 și și la asta. Nu merge prin 7. Să vedem. 7, 29. Pentru că este 7 ori 4 care dă 28 și ne rămâne 17. 17 nu se împarte așa. Asta e tare, foarte tare. Da. Deci cu 7 aveam șanse. Da. Meritam să mă strădui să văd. Pentru că am avut... Am sesizat că 7 este un divizor al 91 și imediat m-am întrebat, oare o fi și ăsta de jos? Nu. Prin 9. Nu 9, nu 9, că-i 3-ul. Următorul număr prim e... Nu, după 7, următorul 11. La 11 prin 11 nu se poate. De unde știi tu? Pentru că dacă ar fi prin 11 trebuie să fie... 91 nu se poate. Da. Da, da, 91 ai văzut 7 ori 13. 13 iar e număr prim. Oh. Deci 13 poate fi testat jos. Corect. S-a împărțit. Asta e foarte tare. Observația pe care o face mama este foarte tare. Când am împărțit la 7 și m-au dat 13, da, 13 acum poate fi testat dacă nu cumva este jos. Când m-am jos, corect. 297 se încercă la 13, deoparte. Nu poate ști deodată. Deci 297. Nu se împarte. 13 și 2. Pentru că am făcut, dar eu nu văd. Corect. Nu mă credeți. Nu, dar eu sunt mai lent, eu vând mai greu. Am și obosit, am îmbătrânit, ce vreți să fac? Da. Deci 13 și 29 merge de 2 ori. Nu merge. 2 ori 13 și 26. 37. Nu se mai împarte. Dacă era. Dacă 39 era. Dacă era 39 mergea. Și frumos are fost ieșit. Dar nu merge. Gata. Am adunat. Deci prin 13 n-a mers. 13 nu merge.
atenție, când am încercat pe 13, care... Minor. Care au avansat destul de mult față de cât ori cât prin el însuși se fac aproape 291, adică 13 ori 13 fac 169. Da. Și dacă am ajuns la un divizor prim, cum este 13, care l-a depășit pe el însuși, ne oprim. Nu mai căutăm mai sus, mai sus de 13 și 17. Exact. Nu mai încercați, că încercăm degeaba. Da. Deci atenție, că asta e cea mai tare șmecherie. Deci am încercat prin 7 și a fost bine. A vrut pentru el, nu a vrut ăsta. Dar 7 ori 13, trebuie să vrea amândoi. Trebuie să vrea amândoi, că dacă unul vrea și celălalt nu vrea, nu a făcut nimic. Ei bine, prin 13, că 7 ori 13 făcea 91. Mergea 11, imediat după 7, 11. N-a mers. M-am dus repede la 13 și la 13, mare bucurie că merge ăsta, dar nu mai merge ceva. Și atunci spun, la revedere, nu s-au înțeles între ei, n-au pe același divizor comun, sănătate. Dar nu mai încerc mai sus. Corect. Aici vreau să vă fac convinc. Fetelor, dacă sunteți acum atenți, ați prins miezul problemei. Deci când ați ajuns la 13 și 13 ori 13 face 169, mai mult decât 91, l-a depășit pe 91, atunci ne oprim. Deci nu mă căutăm și pe 17. Corect. Că dacă căutați la 17, de pomană căutați. Sau după 17 ar fi 19. Și nu mai pierdeți timpul, că nu mai întâlniți divizorul ăla. Deci nu mai aveți un alt divizor prim. O, ce frumoasă e. Am profesor de jazz de divizor, înseamnă că 297 se face 7, pentru că ce număr împărțea 7? Schimbarea era 7 ori 7. Se termină cu 7, nici o număr. Practic 7 pățeam 7 și 29 nu se face 7, deci 37. Avem timp, avem. Da. Scurt, atenție, facem cea mai frumoasă lecție pe care a făcut-o în ultima perioadă. Acest joc acum antrenează și divizorii și toate șmecherile. Aducerea unei fracții la etapa asta, când să fie ireductibilă, deci ireductibilă, este un fenomen spectaculos. Că în practica curentă lucrăm numai cu fracții ireductibile. Asta este miezul problemei. Și acum altă fracție. Vă rog, ne-am dus Mela, știi ce înseamnă? Cârtie de vizibilitate, toată. Este spectaculos ce facem. Spectaculos ce facem. Dacă el înțeleg și... Păi, asta facem acum. Asta facem. Vă rog. Vă dau fracția. 793 supra 400 să zicem 412. Nu, 13. Ia să zicem dacă... 14, da, 414. Prin 3 nu. Prin 2 să începem. Prin 2 se poate? Nu. De ce, Cristina? Pentru că ar vrea să trebuie da, să vrea amândoi. Și primul nu vrea. Primul e 3. Primul nu vrea. Nu vrea, gata. Prin 2 aveți prin 4, nu merge. Nici nu mai întreb. Nu și nu mai întreb de 4. Dacă prin 3 n-a mers, nu. Prin 3 n-a mers? Nu merge. De ce nu merge prin 3? Pentru că am... Deci 4 plus 4 plus 1 dă 9, dar 7 plus 9 plus 3 dă 19. Gata! Trebuia să vrea amândoi să vrea. Da. Nu. Cu 7... nu. Nu știm. Da, adică nu spui tu că ai făcut-o deodată, că nu te cred. Cum? Ai revă șmecherie? Hai să ne-o spui și nouă. Ea știi deodată la 7? Nu cred că știi. Dacă tu ai descoperit o șmecherie deodată... Nu, dar facă multe, pur și... Cum ai zis? Cum ai zis? Hai să văd mă șmecherie. 793 într-o dată, 9, 9 într-o dată, 2, 23. Ai, foarte tare. Are viteză la împărțirii. Ce șmecherie are. Și le-a zis, nu spate. Dar n-ai spus de ce. Am făcut asta, fiind la 7 ușor, că e o singură cifră, asta vreau să spui. Păi, și prietenii noștri te află de asta.
Da? Deci tu faci foarte repede, când e vorba de împățiri la o singură cifră, și nici nu trebuie să fac eu cu creionul acolo sau pixul, pentru că e foarte simplu. Deci la 7 nu merge. Și dacă n-am mers asta la 7, nu te mai interesezi cealaltă, că trebuie să... După ce vrea unul, te interesezi și de cealaltă, dacă vrea. De 14 nu o să merg. Dacă de 14? De ce nu merge? Adică dar după 7, 15. Pe cine? Pe cine trebuie să-l ceri după 7? Care e următorul număr prim? Trebuie să știu numele de prime în ordine. Ai spus 7. Care e următorul? 11. 11. 13. 17. 17. Numele prime. Asta le încercăm acum. 17. 19. 11 nu o să meargă. De ce nu? 11. Cam calculați. Cum ai făcut? Păi, m-am gândit 79 între 7 ori 77. 23 n-o să mai merg. Gata, și la două cifre a făcut. Ai fost ușor. Hai, nu-mi placă șmecherii. Dar să văd la 13 exact. La 13. Dar calculează și tu de ce tu ești la 13. Merge la 13. Merge la 13. Nu contează, lasă-mă pe mine să calculez, că nu-i problema ta. Da, așa. Mă complexează, fetele astea. Da, merge la 13. Merge la 13? Pentru că intre de 6, mai întâi 79, 13 și 79 intre de 6 ori. Și mi rămâne 13, adică 13 împărțit la 13. Bun, dar trebuie să faci și ăsta de jos. Hai să vedem. Ok, stați. Nu mai merge la nejoc. Lasă. Da. Nu o să meargă. Dar ăsta de la început. Îl iei pe 41. Daria ne complexează, dar nu ne dă bătuți. Deci, Daria, foarte tare. Îmi place foarte tare chestia asta, că poți să faci mental, destul de repede, dar de la un loc încolo să faci totuși cu creierul. Da. Ca să nu îți recoare o greșeală și să poți să se împarte exact. Și tu să-l părășești pe ăla, da? Atenție, mai ales când te apuci concret să faci, dacă ai bănuit, e foarte bine că ai bănuit. Dar știi că timpul nu-l câștigi mai mult decât dacă ai face cu creionul. Există un asta frumos care îl faci tu, mă încântă, îl faci acasă cât mai des, este minunat. Și acum, să ne întoarcem dacă mergem aici, ăsta prin 13, că ăla de sus o vrut, da? Să vrea și ăsta. Adică, 13 în 41? 3 ori. De 3 ori, 39 faci. 39 până la 41 rămân 2. 24. 13 în 24. Nu merge, nu? Nu merge. Nu, gata. Nu merge de un număr exact de ori. Deci dacă n-am mers și jos, după ce am costat dacă am mers sus, trebuie să mergi și jos. Care este altul? 17. 17. Ați vedea 17. Care e mai mic? Hai că aici vreau să mă chedea. Dintre cele două, nu-l testez pe mai mare. Pe mai mic? Îl testa pe mai mic. Și zic așa, 414. Adică, lumina mea. Da. Nu mai văd. 414 împărțit la 17. Și este egal. Ca 17 în 41 merge de? Da, nu merge, domnule. Hai să dați și eu. Asumam și să faci și eu, dar muncesc și eu. De aia stau la tablă. 741 de 3 ori, domn profesor, și rămâne 4, păi de acum. 3? Cum de 3 ori? Păi 3 ori 7, 21 și rămâne 2. Și 3 ori 1, 3. Plus 2, care, plus 1 care a rămas. Nu, plus 2. Plus 2? Că 3 ori 7, 21. Vezi? Că am avut dreptate. Nu te grăbi. Mai bine pune mâna pe creion și uite cum fac eu, că am avut răbdare. Și zice, nu de 3 ori merge, de 2 ori. Și 2 ori 17 fac 34. Ba să văd, mă. 34, 4 din 11, 7. 74. Dacă merge 17 în 74, merge? Nu. De câte ori aș suggera? De? 6. 4 ori. 4 ori 7, 28. Da, nu merge. 4 ori 4 și 2, 6. N-a mers. Deci pe 17 nu. Dacă n-a mers, nu mai merge niciunul. Nu, că m-am de până la 17 ori 17. Dacă ăsta n-a mers, mai merge 793. Nu, mă, dar nici nu mă-l caut. Prin 19. Nici mă interesează. La micul. Deci prin 19, da?
19 și 19 în 41, de două ori, da? Tocmai pe 2 se reine din nou. Da? 2 ori. Noi nu știm. Dar noi nu știm asta. 2 în 19, 2 ori 9, 18. Nu merge. 2 ori 2, 3, 38. 34 și 19 în 34 nu merge. După 19, următorul este 23. Da. Într-o dată. 23 odată, 23. 3 din 11. 11 minus 3, care 8. Nimic. 1, 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 merge 23, ca 2 în 18, de 8 ori, 8 ori 3 se leagă și foarte bine, 8 ori 3, 24, 8 ori 2, 18. Excelent! Sunt foarte încântat, 23. Și dacă am mers 23 aici, încerc și aici. 793. Intră de 3 ori. 793. Intră de 3 ori și 3 ori 23, care dă 69. 69, adică 79 minus 69, care dă 10. Și 103. Și 103 ar intra cam de 5? Nu, de 5. De 4. De 4 ori. Da, de 4 ori. Deci merge. Nu merge. Nu merge. Că intră de 4. Merge, nu merge. Și 4 ori. Pentru că 4 se dă 12. Da, 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 rămâne așa. Deci, clar. Ați dat una ele după tine. Dar când ne oprim, domn profesor? 23 ori 23. Mai, deci încerc să mă duc până unde? Asta e. Am ajuns la 19 la 19. Puteam să mă opresc la 19 ori 19. 19 ori 19 face 300 cât? 61 fac. Da. 361. 361 nu e mic decât 400. Deci trebuia încerca și 23. Neapărat. 23 ori 23, 400... Depășește. Dacă am văzut aici 18, care e mai mic decât 23, n-are rost să mai încerc. Corect. Ne-am oprit. Da? Deci notați observații. Ne oprim cu testarea numerelor prime, deci ne oprim cu încercarea numerelor prime, ne oprim cu încercarea numerelor prime, în momentul în care ajungem la un cât mai mic decât împărțitorul. În care ajungem la un cât al împărțirii mai mic decât împărțitor. Decât împărțitor. Cum este cazul nostru? 18 a dat la împărțire. Asta este. Care e mai mic? Decât 23. În paranteză spunem. Exact la împărțirea 414 la 23 am ajuns la 18. 18 mai mic decât împărțitorul. Așa, mai mic. Decât împărțitor. Profesor. Deci am dat fracția ireductibilă. Da. Tare de tot. Tare de tot. Deci rezultă fracția și asta este ireductibilă. Da? Am și eu acum una pentru da. Așa. 936. 936. Da? Supra? Supra... 312. 312. Am pus Eu știu. Nu știi nimic. Nu știi nimic. Povestea este că, Cristina, pe câte încercăm deodată? Prin 2 merge. Prin 4? 4 cât? Pe 3, 6 merge și 12 merge. Deci prin 4. Foarte tare. 4 prin 9 de 2 ori, 8, rămâne un 1, 13, 4 în 13, decât de 3 ori, 3 ori 4, 12, și 4 rămâne un 1, 4 în 16, de 4 ori, 234 supra. 4 în 31 de 7 ori 4, 28, rămâne 3 și cu 2, 32, 4 în 32 de 8 ori. Mai poate fi asta simplificabilă? Prin cât? Să nu spui că prin 4, iar când mă nu, prin 4. Dar prin cât? Prin 2. Prin 2. Adică mergea la început prin 8. Dar n-am văzut prin 8. Era prin
Dar prin 2 acum, acum prin 2 este obligatoriu, că și ultima cifră este 48. Și merge odată, odată, 14 și 7 ori. Și jos, de 2 ori. Ba nu, de 8 ori. Cum? 2 în 2 odată, 2 în 3 odată, rămâne în 1. Și cu lângă lipit 4, 14. 2 în 14, 7 ori. 2 în 7 de 3 ori. 1 și cu 18, 8, 18, 9. Eee, la asta. Prin 2? 3... Nu, prin 2, dar și... Deci, prin 2, 7 și 9. Da. Deci nu se pune problema. Altceva. Prin... Adică tu, știi, tu ai râs așa, pentru că și profesor, ești botul în carne de vin. Apropo de asta, hai să vă spun fanta faină de tot. Ah, cu copilul de clasa 4. Copilul de clasa 4, care a făcut acasă, cu George. N-ați fost de lecțiile acelea, vă invit să le faceți. Și eu, acasă, aflându-mă acolo, erau și probleme foarte frumoase, pipărate, așa. Și ca să mai câștig un pic de timp, am zis, păi știi ce fac acum, măi George, că mă duc să mai beau o cană de vin. Zic, ca să mă duc să beau o cană de vin, dar în cameră, filmată, așa, ca să am inspirație. Să am inspirație. Și el zice, domn profesor, inspirație sau... Să-ți mă zic, e lui zic. Dacă frumos de tot. Că sau halucinații. Halucinații. Inspirație sau halucinații? A fost așa de tare că am hohote, am răspuns. Am râs în hohote. Nu vă mint. Deci inspirație sau halucinații? Superbă chestia. Așa și... Dar el venea cu temile făcute de acasă, nu înțeleg. Nu, că era la mine. Dacă era nepoțelul meu. Așa. Deci dar am... să vă prindă să o pună în încurcătură? Sau cum? El ce-și vă pune? Venea cu probleme care le alegea el acolo seara. A, le alegea seara. Da. Și acum venea a doua zi. Mai nu discutam. La tablă punem problemele să vedem ce... Deci el le căuta seara da, asta. Da. Și el... Așa, și el, marea bucurie a lui era asta, să mă prindă, să mă pună în dificultate. Problema era foarte tare, foarte frumoasă. Și atunci eu zic, bă, ce să fac eu acum, ce să fac? Cum acasă, fiind, mă puteam duce în bucătărie să beau un pahar de vin, dar bă, George, eu mă duc să beau un pahar de vin. Și ca zic, să am inspirație. E? Inspirație sau halucinație? Ce mai... Foarte tare povestea, așa și eu aici. Aici nu prea am, n-am așa șansa asta să beau un pahar de vin, da? Deci aici trebuie să spunem, Daria, că aici mai putem simplifica mare prin ceva? Prin 4-1. Prin 4-1, exclus. Deci, dacă e prin 2, nu e prin 4. Atunci nu mai pui. Prin 8-1. Dar cauți 8-ul. Ce cauți cu 8-ul că n-are 2-ul? Nu, dar eu doar am spus. Dar noi nu suntem la următorul, la 3. Daria, ascultă-mă că vreau să facem ordine în gândire. Deci în clipa în care nu merge 2, nu mai cauți un multiplu de 2. Corect. 4 sau 8 sau știu eu ce, da? 3. Prin? Hai, 3. 7 plus 1, 7 plus 2, 9, 3 plus 9, 12, da? Deci aici, prin 3, foarte tare. 3 în 11. De 3 ori, 3 ori, 3, 9. Rămâne 27, 3 în 27 de... 3 în 27... 9 ori 3, 27. Da, dai bine? Da. Și aici cât? 13. Și... Păi prin 3 nu mai merge. Prin 3 nu mai merge, nici vorba. Prin 4... Uau, dar de ce mă duc la 4? Ia-l mai cu 4. Nu ne-am clarificat o dată. Ok, gata. Prin 9, nu. Prin 3 nu se poate. Sigur că da. Deci este peste 7? Da, acum uităm la numerele primele. Așa! Deci 7 le trebuie testat. 7-le... 7-7, 49... Am pe 13 și... Da, deci nu m-aș uita la ea. Deci nu m-aș uita la ea. 11! Dar uite un pic și la cel de jos, Daria. Păi ce cauți tu cu... 13. Merge. Hai să-mi dăm un pic și la cel de jos. Asta merge. Și la cel de sus?
Da, merge. No, asta e. Deci merge și până de sus și până asta de jos. Prin 3. Face 3 pe 1. 3. Dar nu te interesează numărul mare, ci tu ăsta mic. Exact, mă uitați-o pic și la cel din jos. La unul din ăla mai mic. Dacă dă 3 pe 1, am răspunsul. Păi 3 pe 1, 3. Reductive. 3 pe 1, gata. S-ai convins. De data asta m-ai convins, este ireductibilă. Ai convins și pe toată lumea, da? Bun. Bine. Hai să mai vedem o dată. Foarte tare numărul ăsta dat acolo. Deci putea să fie fost împărțit prin 312 deodată. Deci merge simplificat prin 312. Deci vedea. Da? Deci 936 supra 312 mergem prin 312 pentru că iată cât fac. 312 936 merge de 3 ori. 3 ori 2, 6, 3 ori 1, 3, 3 ori 9, 3 ori 3, 9. Și atunci, simplificând, face 3. Terminate ești. Deci, dar n-am cum să mă duc deodată. N-am văzut. Că eram legat la ochi. N-am văzut. Dacă tu vedeai spre 312, dar era formidabil tare. Hai să vedem altul. Mai am eu altul. Te rog. 460, acum nu mai vreau fracție supraunitară, că m-am cam săturat. Bine. Dau și una. Subunitară? Da. 460 pe 992. Cine se prinde din prima, îl felicit. A? Asta ar fi foarte tare. Da. Eu știu, eu știu. Nu, ia, prin 4 merge sau nu? Prin 2 merge sigur, nu? Da, da. Deci prin 2 merge sigur. Mie mi-a plăcut un răspuns, dar dacă vă mai amintiți voi care... Da, prin 4, bravo! De ce prin 4? Congratulations! Pentru că 60 se împarte la 4. Și 92 se împarte la 4. Da? Și când s-a învățit ăsta de sus la 4, da, începe și pe ăsta de jos. Și 92 se împarte la 4. Vine o dată, nu poate de două ori, 12 merge 3 ori, da? Hai să simplificăm pe 4. Zic, 4 în 4. Odată. Era, vreau să vezi camera cât este. Eu pot să mai fac altele pe care le-am rezolvat. Terminăm pe ăsta, da. 4 în 4 odată, 4 în 6 odată, în 20 de 5 ori. Și 4 în 9 de 2 ori, 4 în 19 de cât? De 4 ori, 4 ori, 4 ori, 16, rămâne 3, 4 în 32 de 8 ori. Hai, 35, la revedere. Deci, iată că acum, ăsta... Hai, prin 4 s-a putea mai lua ăla de jos. Nu mai. Mergem cu controlul asupra urmele de sus. N-am hotărât așa? N-am. Ne interesează mai mic. Și cum mai căutăm din zări? Prin 2 nu. Prin 2 nu. Merge. Nu, nu. Prin 3, 4, 2 și cu 5, 7, nu. Gata. Prin 7 merge. Prin 11, prin 5, nu. Merge prin 7, doamna profesor. Prin 7. Adică? Într-o dată, eu care merg 4, 45, adică 45, nu merge prin 7. 4, da? Pe 7 nu. 11. Prin 11. Nu. Nu? Nu. O, da. Prin 13. Nu. Nu. Și mai încerc? Dacă nu mergi prin 13? Nu. Că de... 13? Da? Fac 169. Care depășești pe 115. Da. Deci, în final, ireductibilă. Ireductibilă. Mai facem un edu profesor. Tu de o. Yes! Da? Ce-mi place matematica! Sigur, așa e, atât de frumos și atât de interesant. Pentru că am să vă spun un lucru. Dacă știți această chestiune, niciodată nu veți mai accepta să lucrați cu fracții mari. Adică reductibile. Ci veți gândi tot timpul să aveți numai fracții ireductibile. Fracțiile astea se fac? Chestia asta? Uite. Nu. Adică o clasă este o clasă anume. Așa se a 5-a. A, cu reductiv și ireductibil. Acum le faci tu. Ce facem acum urmează să faci tu imediat. Gata, domnul profesor. Am una.
639. Pe 600. Pe 600. Cine? Pe 600? Cine dă răspunsul, aplauze. Fiți atenți, oameni buni. Nu e atât de greu. Nu e atât de greu, da. Eu de exemplu nu pot să dau răspunsul. Direct? Nu, 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 cum să spun, ne impresionează. Da. Atenție la cine. Ca să nu ne lase, să nu lase să gândim și noi. Așa, Cristina, nu lua în seamă presiunea care face asupra noastră, pentru că noi știm foarte bine. Sfat, uitați-vă la cifre. Ne uităm și ce dacă. Uitați ce frumos. Prin cât? Dar nu știu dacă e înțeleg. Nu, cu asta, nu dai la întâmplare, ci pur și simplu. Prin doi? Nu. Da, tu ai ieșit asta, prin? Cinci. Prin cinci? Nu. Dacă ultima cifră ar fi 5 sau 0. Da. E 9 și parte la 5, la sau dar la fiecare. Nu e așa. Deci prin 5, nu? Dar de ce ai trecut prin 3? 3. Dar cum spuneam 3? Ia să vedem. Prin 3 merge? Convinge-te. Păi, normal. Da, merge. Merge. Și cel de sus? Și ăsta de jos? 300, 200. A, da, și acolo merge, da? Zic, 3 în 9 de 3 ori, 3 în 3 o dată, 3 în 9 de 3 ori, supra 200. Să mai vedem mai departe. Prin 2 nu, prin 3 nu, prin 4 nu mai încercăm, 5 nu, 6 nu mai încercăm, 6 nu se încearcă, da, că nu merge 2 eu. Așa? 7. Primul număr prim, gata, intrăm pe culoarul numere prim. 7. Nu merge 200. Nu merge 200. Da, nu merge din cauza. Deci după ăsta controlăm de acum, toate numele prime. 13. Ne oprim? Păi am o idee. Hai să-l vedem pe 200. Cum se scrie? 200 înseamnă 2 ori 100, care înseamnă egal cu 2 ori 50 ori 2. Ori 10 ori 10. Corect. 50 ori 10 la a doua. 2 ori 10 ori 10 la a doua. Ori zicem 2 ori 2 ori 5. Ori 2 ori 5. Da. Adică ved numai la 2 și la 5. Fiindcă numai la 2 și la 5, ce caut eu cu 13 și cu 17 și cum ar pierd timpul? Gata! Gata! Este număr prim. Da? Este ireductibilă. Pentru că atâta vreme cât m-am interesat de divizor, ăsta e de jos, ce mai caut eu numele prime? Corect. Deci, atenție multă, șmecherie foarte tare. Ca o să descompun, să-mi dau seama cum s-ar scrie ăsta și știu divizorii lui. Corect. Și atunci, dacă nu e un număr prim pe aici, nu mai caut eu 3, 17, 19, 23 și pierd timpul aiurea. Da, corect. Mai învățat ceva. Adică, șpecheria asta. Cel mai mic, atenție, cel mai mic încerc să-l descompun, să văd cum se scrie ca un produs și găsesc forma descrierii și dacă nu are în componență 13, 17, 19, 23, nu mai încerc. Dau răspunsul foarte repede. Da. N-am profesor. Boss. Da? Ai altul? Da, am altul. O să pară greu, dar e simplu, de mă bufnește râsul. Hai zi, dragă. Din prima. Da. Pare. Dacă pare, tu hai, faci o chestie, anume să nu mai faci floricelele pe lângă gheșițul exact. Și pac, 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 dă mai frumos. Exact. Bine. 10.100 pe... 10.100 pe 11.000. 11.000. Ce ușor. Da. Dacă crezi, 11.000 mi-ai zis, da? Da. Nu, 10.100 pe 11.000. Mii, mai puneți un 0. 11.000, da. A. Așa, n-am fost atent. 10.100 supra 11.000. Zibi, dar repede. Cristina, prin cât simplificăm? 100, mă. Că ai 20 ori. Prin 100. Da? Înseamnă 101 supra 110. Și acum?
101 spre 110. L-aș lua pe 110 de o parte. Și a zice 110 este egal cu 11 ori 10, care înseamnă 11 ori 2 ori 5. Da, 11 ori 2 ori 5. Și atunci 2 și 5 nu intră în discuție pentru că nu-i sus. Rămâne 11. Care 11 nu-i sus. S-a terminat, e numai prim. Puteam și eu să pun, dacă vreau să se mai simplifice prin 11, prim. Puteam să pun... Număr prim, număr, nu, fracție ireductibilă. Puteam să pun 12.100 ca să se simplifice prin 11. Nu ai pus-o, n-ai pus-o. Haideți că am făcut-o să oprim camera. Exact, dar nu face sinteză ceva? Nu, că nu continuăm lecția. Da? Oprește, continuăm? Să spunem cu clasa a patra. Poftim nouă.